Bună din nou! Filmez acest clip pe fugă, este chiar primul clip care îl filmez cu telefonul nou. Am pe fundal meciul Barcelona-Sevilla, așa că s-a auzit gălăgie pe fundal, nu-i nicio problemă. Și vreau să vă prezint primul videoclip în care am făcut cumpărături din Lidl. Este a doua oară în viața mea când merg la Lidl. Chiar pot să... am să vă las în descriere... clipul în care merg în prima oară în viața mea într-un magazin, într-un supermarket Lidl, și chiar am aflat că am unul destul de aproape de casă, destul de aproape de casă, nu e chiar foarte aproape, și am zis hai să mergem să luăm lucruri care nu le găsim la alte supermarketuri, dar am venit cu 3 plase de la fie pline. Și să începem, pentru că o să fie un clip destul de lung, sunt curioasă cum mă văd. Nu m-am pregătit niciun fel pentru acest clip, dar vreau să termin repede ca să mă pun să mă uit la meci și să mănânc. Mi-am cumpărat sushi. Pe mine mă încântă sushi-ul. E slăbiciunea mea și sunt curioasă cât o să fie de bun acest sushi. Abia aștept să-l mănânc și mi-am luat și soia. Sos de soia, tot de la ei. Și... cum termin acest videoclip, strâng repede lucrurile și prima oară ce fac mă pun să mănânc. Vreau să precizez un lucru. Multe persoane dintre voi mă criticați sau îmi spuneți că nu mănânc sănătos, că mănânc foarte multă mâncare de genul. Mă bucur că există persoane care mănâncă foarte sănătos, mă bucur că puteți să țineți ritmul vostru de viață cu mâncare sănătoasă, bio, natural, să gătiți. Eu nu. Respect persoanele care au timp să gătească și care mănâncă, repet, sănătos. Dacă voi nu mă respectați, deja aici intrăm în alte discuții. Eu pur și simplu arăt ceea ce cumpăr eu, ceea ce cumpărăm noi în casă, ceea ce gătim sau luăm deja gata gătit, așa că nu... am să cumpăr lucruri speciale decât pentru faptul că eu fac acest tip de videoclipuri. Nu. Pur și simplu, asta e ce mâncăm. Vă convine, uitați-vă la clipuri. Nu vă convine, nu vă uitați. Și asta este. Am cumpărat chestiuțele astea de spanac, ceva pentru vegetarieni, ca un fel de șnițel pentru vegetarieni. Nu am loc să pun lucrurile pe masă. Am făcut atâtea cumpărături. L-aruncăm jos. Am cumpărat, găsisem în Dia și acum am găsit și în Lidl, tipicul hamon, dar de vacă. Ne place foarte mult. Se numește Sesina aici. Și sunt curioasă să văd cum e. Am cumpărat carne măcinată de vacă. Vrem să facem chifteluțe. Și a fost ok. Am văzut-o acolo și am luat-o. L-arunc în pungă. Ce mai am aici? Se iau din punga asta să golesc. Am luat capsule pentru cafea. N-am încercat niciodată. Este pentru cafea, pentru mașina, pentru cafetiera Dolce Gusto. Am luat Lungo și Expresso. Eu nu beau cafea, nu pot să beau cafea de la o vreme, chiar nu pot, chiar mă ia cu nașpa. Și soțul meu bea cafea, e băutor de cafea. Am luat ceva covrit de genul. Sunt jumătate moi, jumătate tari. Încă nu m-am ambalat să vreau să mănânc prima mâncare și apoi. Pentru pisicuțe am luat niște sticks-uri de astea cu somon. Sunt foarte drăguțe. Am vrut să iau mai multe, dar am zis, la ce? Am preferat în loc de sticks-uri să le iau mâncare. Mâncare ca lumea. Sunt crochete. Chiar de-aia am luat, pentru că am văzut că sunt mai ciudate decât bobițele care le cumpărăm noi, sunt mai interesante. Și am zis, hai să încercăm, de ce nu? Sunt curioasă dacă o să le placă. Am făcut cadou o grămadă de pachete de alte mărci de mâncare de pisici, pentru că pur și simplu nu mănâncă. Miros, se uită la el și ca și cum nu, asta nu-i de mine. Te rog frumos, dă mâncarea mea. Să vedem dacă avem noroc cu mâncărica asta. Ce-am mai luat... bulion, se spune așa, bulion.
aveam nevoie, vreau să fac cu chiftelele și am zis, hai să luăm, dacă toți suntem acolo, să luăm de acolo. Nu, am loc pe masă, efectiv. Batoane de genul, soțul meu este fan batoane cu muesli și cu banane și cu ciocolată și cu chestii genul și am zis că hai să-mi iau și eu să încerc. Nu, mie nu-mi plac bananele, nu-mi place gustul de banane. Și mai sunt aici, mai sunt, da, mai este unul tot pentru el. Cereale. Îmi plac cereale cu fructe roșii și de fiecare dată când merg într-un supermarket diferit, îmi iau de câte o marcă diferită, să vedem cum e, tot așa încerc și experimentez. Asta e pentru mine. Pot să zic că dintre puține dulciuri care le mănânc. Kinder Bueno, mă încântă. Ce borcane mai avem aici? Castraveți murați tăiați. Sunt curioasă cum sunt. Mamă, deci pisicile îmi fac o gălăgie, vor să iasă. Sărăcuții. Muștar. Am cumpărat muștarul, două borcănașe. Pentru că este de Dijon și pentru că are un preț, wow. Deci eu cumpăr același muștar, nu, de altă firmă, de la Eroski și costă 3 euro și ăsta nu ajunge la 1,99 de cenți. Am spus, wow, ce se întâmplă la Lidl. Apoi, că miroase foarte tare, deci miroase, îmi împute casa, dar îmi place, mi-am luat două. Brânză Camembert, mă încântă și chiar am văzut că este o diferență de prețuri, de unde merge de obicei cu Lidl-ul, destul de mare. Bureți de baie, soțul meu a spus cândva ceva, vrea burete de baie și am zis, uite, burete, hai să-l luăm. L-am băgat în coș. Să nu mă încurc cu lucrurile care deja le-am spus. Pufuleți, le-am luat pe ultima 100 de metri, am zis, eu sunt mai mult cu lucrurile sărate decât cu lucrurile dulci. Altă brânză puturoasă pentru mine. Rochefortul, nu-mi lipsește din frigider, mă încântă. Asta chiar că miroase a șosete nespălate. Același tip de brânză puturoasă Camembert, dar pentru a unge pe pâine. Iar pentru soțul, brie. O brânză mai normală, pentru că el nu poate. Brânzetele care le mănânc eu, chiar nu poate. Nu am o ordine exactă. Vă spun așa ce iau pe rând de la masă. Niște șurubelnițe, care erau la reducere și am zis, avem nevoie în casă de așa ceva, că nu avem în casă așa ceva. Și le-am cumpărat. Apoi, nu știu ce chestia asta a pus-o soțul în coș. E verdeață cu dă bliț în ochi, cu pui și cu roditos de primavera. Mă rog, nu știu ce e și cum nu e soțul să-mi spună, știu să vă spun. Apoi am luat niște cremvuști să mâncăm. Hai, încă nasul. Când suntem pe fugă, sunt cu curcan și cu brânză înăuntru. Și mereu e ok să ai cremvuști în frizider, mă mănâncă nasul. Apoi, știu, pentru soțul, e cu dulciurile. Jeleuri și bomboane. Nu se poate abține. Astea sunt pentru mine. Mă încântă chestiile de genul. Cum vă spuneam, eu sunt cu lucrurile sărate, el nu. Nu știu cu ce să încep. Sau nu știu unde să mai iau. Alt tip de brânză mai normal, l-am luat, este chiar o diferență de 1 euro cu alte supermarketuri. Și am spus, wow, chiar. Eu rămân un pic trăznită cu prețurile, pentru că eu bag în coș. Mure. Mure, a insistat soțul să-mi ia. Piept de curcan în felii, pentru sandvișuri, mai fac și eu la muncă, sau mănânc dimineața pe fugă. Apoi soțul a pus în coș longanisa, nu știu cum se numește tipul ăsta cârnaț, de pui. De pui. Ca să-l prăjești, cârnaț de prăjit. Altceva de pui, tot la fel, el l-a pus. Dacă el pune în coș, el gătește. Eu nu știu cum să fac lucrurile astea. Trecem la capitolul eu. Eu mănânc chestii de genul, care sunt chiar foarte ușor de gătit. O pun în tigaie, se face puțin, îmi place să o mănânc crudă și cam așa.
Este carne de vacă. Cum nu știu, în spaniolă se spune ciuleton. Cum nu știu în românește, cum se spune, nici n-am stat să-l întreb pe soț, vă arăt aici carată. Care este partea din vacă de unde este carnea. Și este chiar foarte interesant. Faptul că arată, știu și eu ce parte din vacă mănânc. Și aici am un entrecot care este altceva, tot din vacă. Ah, nu, este din aceeași parte. Dar asta e ciuleton și asta e entrecot, deci ăsta e de 3 ori mai scump și mai bună carnea și mai fără grăsime și ăsta e, na, vedeți, mai cu grăsime. Și din aceeași parte. Chiar asta e carnea care o mănânc eu. Eu nu prea sunt cu cuiu și cu alte chestii. Brânză. Mai avem brânză dulce. Am cumpărat, e ca un fel de brânză dulce caș de vacă. M-am gândit să fac clătite zilele astea și cu brânză mă încântă. Mă încântă să nu uit nimic. Mai am încă, mai am. Soțul a cumpărat un fel de sarmale în viță de vie. Da. Nu văd ce pune. Și chiar nu văd. E un fel de sarmale. Atât. Iaurt grecesc. Cum spuneam, îmi place să-l folosesc pe post de smântână. Mă încântă. Tipica supă la plic care mâncăm noi. Că am văzut că era pe acolo și am zis hai să punem una în coș. Nu știu ce e chestia asta. A, migdale caramelizate. Nu am pus-o eu în coș, de-aia nu știu ce e. Așa. Oh, mai am. Castraveți am arătat. Deodorant Sanex. A spus că vreau să încerc acest deodorant, să vedem cum e. Văd mult ta reclamă la televizor. Gelul de duș este chiar wow și hai să vedem cum e. Nu mă certați, ciocolată de la Lidl, cum nu știu când vom mai merge la Lidl, am cumpărat ciocolată, asta îi place soțului, dar pentru el, și am zis că hai să cumpăr și ceva pentru mine, ciocolată albă cu căpșuni. Să vedem cum e, dacă tot atâta laudel ciocolățele la Lidl, chiar a spus că sunt bune, am cumpărat lavete astea din microfibră, am nevoie pentru casă și am zis... Hai să le luăm. Mai am. Condimente. Nu știu ce pentru pui. Astea le-a pus soțul în coș. Piper și usturoi. De obicei cumpărăm usturoi. Am usturoi în casă mereu, dar e ok să-l ai în casă. Apoi, iar soțul a spus hai să încercăm chestiuțele astea. Sunt ardei umpluți cu brânză. Nu am idee, n-am mâncat în viața mea, sunt curioasă, sper să nu fie iuți, că dacă sunt iuți, nu pot să le mănânc. Mâncare pentru pisici, am luat câte o conservă de chestie de mâncare de genul, câte un fel din fiecare. Am luat câte o conservă din fiecare. Am luat una cu miel, pui și legume. Câte o conservă, astea le-a dat toți trei. Alta cu, aici scrie în portugheză, cu salmon, cu somon și alta cu vacă și morcov. Ce frumos e pisoiul ăsta. Eu le dau câte o conservă de asta la toți trei deodată. Nu sunt adeptă pateurilor pentru pisici. Nu. Chiar nu-mi place, după aia cum merg la baie, nu-mi place. Deci le dau o dată pe săptămână. Prefer să le dau un pic de brânzică sau să le dau mâncare făcută, să spun așa în ghilimele. Am făcut legume la cuptor și eu cum nu condimentez, nu prea pun condimente, ni sare, nici nimic. Au rămas cartofiori, au rămas ardei, au rămas morcovi și chiar mănâncă. Le place. Prefer să le dau mâncare de acasă decât conserve de genul. Nu-mi place. Am mai cumpărat chestiile astea, o să vă explic de ce, chiar dacă stau la bloc. M-a luat nebunia. Și cum am văzut în Lidl atâtea prostii, am spus, într-un ghiveci, de asta așa dreptunghiular, mare, uriaș, o să-mi plantez ridichi, că pe mine mă încântă ridichii. Și am mai plantat ridichi și știu că ies repede.
Și o să-i plantez, să vedem ce se întâmplă. Dacă nu o să-i mănânce pisicii, da? Nu-i problemă. Dacă e pentru mine, dacă e pentru ei, nu contează. Și sunt, am văzut două feluri de ridic, am zis, hai să-i cumpăr, să vedem ce se întâmplă. Sunt foarte curioasă, fac și experimente, mă plictisesc. Nu mă plictisesc, dar... Cam atât. Au fost niște cumpărături enorme. Am venit, cum am spus, cu trei pungi de astea de rafie enorme. Și sper să mă văd bine în clip, că nu știu încă cum filmează telefonul ăsta. Și cam atât. Repet, eu sunt adepta mâncărurilor prefabricate, fiecare cu gusturile lor. Probabil pe viitor o să-mi schimb părerea sau o să-mi schimb felul de a mânca. Poate că da, poate că nu. Nu am timp să gătesc și dacă am timp, prefer să fac alte lucruri decât să gătesc. Suntem prea puțin pe acasă și pur și simplu suntem obișnuiți așa. Nu cred că dacă mie mi s-ar întâmpla ceva pentru faptul că mănânc rău, ar suferi persoanele care mă critică. Așa că trec puțin de criticile care vin pe internet și mănânc în continuare ceea ce am eu chef și ceea ce îmi place. Cam atât. Nu uitați să vă abonați și la canalul meu în limba spaniolă. O să încerc să pun cât de des pot videoclipuri și acolo. La fel, pe rețelele mele de socializare și vă las în descriere piesa pe care fratele meu a compus-o și o cântă. Este o piesă foarte tare. Eu am rămas trăznită când am văzut ce a făcut fratele meu. Normal, e fratele meu. Nu mă gândeam eu, wow, face chestii de genul. Și cam atât. Fug să văd meciul și să mănânc sushi. V-am pupat. Ne revedem într-un următor videoclip.